May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh, you make me strong. Bună, dragilor, bine ați venit și bine v-am găsit la un nou vlog aici la mine pe canal. Astăzi este duminică și e o zi tare frumoasă, așa că m-am gândit să pornesc telefonul și să filmez un daily vlog, să vă iau pe parcursul întregii zile cu noi și să vă arăt cum se desfășoară o zi obișnuită de duminică din viața noastră. Eu mi-am făcut o cafea pe care vreau să beau în grădină. Avem săptămâna aceasta câteva zile cu soare și vreau să profit din plin să-mi beau cafea afară, pentru că îmi place foarte mult să o savurez în aer liber. Am luat și micul dejun, Sofie este în fața mea, se joacă în lădița ei cu nisip. Se vede că i-a simțit lipsa, pentru că de când am ieșit afară și am pus-o în ea, numai acolo stă și se joacă. Astăzi nu avem mare lucru în plan, v-am zis că este duminică și duminica, în mod normal, nu prea facem mare lucru. Eu vreau să gătesc și niște hamburgeri astăzi, de vreo 2 săptămâni, tot zic că vreau să fac și de atunci, peste tot îmi apar numai hamburgeri și când intru pe net și prin magazin am văzut numai hamburgeri și nu știu, cred că este un semn că ar trebui să fac și eu. M-am gândit să îi fac de la zero, adică să fac eu și chiflele din pâine, să fac și chiflele, adică să fac tot eu. Asta am în plan, dulce nu mai fac. Avem înghețată, dacă ne este poftă de ceva dulce, vrem să mergem și la o plimbare, după amiază să ne plimbăm cu Sofie. Pe scurt, va fi o zi foarte relaxantă de duminică și încă de la începutul vlogului vreau să vă mulțumesc foarte mult, pentru că deja am făcut 800 de abonați și sunt tare mândră de comunitatea mea. Vă iubesc foarte mult și vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți aici alături de fiecare dată când postez un nou clip. Vă mulțumesc de mii de ori. Cam atât am avut să vă zic pentru început. Am savurez și eu cafeaua, mai joc puțin cu Sofie și după va trebui să merg să-mi dau jos pijamalele și să mă îmbrac și eu în hainele de zi. Am zis să vă arăt și pe Sofiuța de dimineață, pentru că nu ați văzut-o până acum. Ea construiește în nisipul ei. De ieri, de când i-am pus lădița din nou, numai aici asta și se joacă. Și mami, te uiți la mami puțin? Sofiuța? Ai grijă, mama! Opa! Da, mai luăm și nisipul din ea și îl înșelăm prin grădină. Opa! Mare fundulețul, nu? Da, vă las aici. Eu îmi savurez cafeaua. Sofie se joacă și ne vedem mai târziu. Am venit cu Sofie să-și salute prietenele, dar este doar una în dimineața aceasta. Avem 2 rățuși aici pe lacul de lângă noi, care au și 2 puiuți, dar nu știu unde sunt. Cred că este tatăl și puiuții sunt plecați cu mama. Și mai avem și o pisică care lipsește în dimineața aceasta. Am să o căutăm, mergem? Încet. Încet, mami. L-ai văzut pe Bondărel? I-am dat cizmulițele în picioare pentru că iarba este udă și se udasă în sandaluțe. Încet, fericire!
faci? În fiecare dimineață venim aici să vedem rățuștile, pisicuța. Astea sunt animăluțele noastre de casă. Miroase frumos? Ei, de ce ai rupt-o? De ce ai rupt-o? Ce frumos miroase, gata, nu mai rupem, nu mai. Vreau să profit de faptul că Sofie stă puțin afară cu soțul și eu am coborât aici la bucătărie pentru că vreau să înfrământ aluatul pentru chifle. Îmi va lua puțin timp deoarece trebuie să las și drojdia să se activeze vreo 15 minute, apoi trebuie să frământ aluatul vreo 5 minute și după să-l las la dospit cam o oră. Vreau să fac repede asta acum pentru că se apropie și ora lui Sofie de somn, e aproape de ora 12, numai bine îmi fac aluatul, îl las la dospit și în timp ce doarme ea, eu voi veni și îmi voi pregăti tot ceea ce am nevoie pentru hamburgeri. Nu am să vă mai spun ingredientele și cantitățile, vă arăt cum îi fac, dar vă las în descriere în cazul în care vă interesează să găsiți acolo cantitățile și tot ce aveți nevoie, dacă vă place ce îmi iese mie și vreți și voi să faceți. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me you're sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold, why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. The last time that you keep coming back to show me you're sorry you have changed now, but it's the same old story. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Something here.
years ago, those cold nights in December, and the sound of the falling snow. The fireplace warm and nice, the VHS movie box. A trecut o oră de când am frământat chiflele. Sofie doarme și eu aș vrea să mi le pun acum în tavă. Trebuie să le mai las încă 10 minute să se odihnească, iar apoi le voi da la cuptor în jur de 30 de minute la 180 de grade. Să vă arăt cum arată aluatul meu. Așa se prezintă el. A crescut destul de frumos. Mă pun acum să modelez chiflele. 20 something years ago, those cold nights in December, and the sound of the falling snow, the fireplace warm and nice, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt, all we had was time. Sofie mănâncă un smoothie din acela de la Hip. Nu prea a fost încântată de prânzul ei. Astăzi am făcut un piure de țelină și nu prea a fost absolut deloc încântată. Mai mult l-a înșirat pe jos prin bucătărie decât să mănânce.
Hamburgerii mei au ieșit demențiale, foarte bune au fost. Iar acum eu vreau să mă aranjez puțin, pentru că mi-a promis soțul meu că mergem să-mi facă poze în rapiță. Încă de anul trecut, tot zic că vreau să am fac și eu, numai că anul trecut nu mai știu ce s-a întâmplat și n-am ajuns. Iar astăzi vreau să profit, pentru că este soare afară, nu este frig, și vreau să profit de vremea asta. Mă gândesc că de săptămâna viitoare vor începe să tăie rapița și nu voi mai putea să fac poze, așa că mergem astăzi. Trebuie să o schimb și pe Sofie, pentru că s-a murdărit de mâncărică. Dar mă duc să mă aranjez până nu vine și mai soțul la zor, că nu sunt gata. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference. Oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell. Ne-am întors de la plimbare, dar a fost un fail total, deoarece nu am găsit niciun loc cu rapiță și din păcate nu am putut să fac nicio poză. Da, dezamăgită total. Se pare că și anul acesta voi rămâne fără poze în rapiță, pentru că este cald afară, chiar foarte cald, adie așa vântul, dar e foarte plăcut. Vreau să-mi fac o băuturică, am văzut-o pe Pinterest și mi-am mai făcut-o odată aseară și mi-a plăcut foarte mult și am zis să o împărtășesc cu voi. Este o băutură pe bază de ceai, cei de hibiscus. Și asta vreau să fac acum, iar apoi mai ies puțin cu Sofie în grădină. Este, cred că, 5:30 ceasul și mai ies cu ea afară să ne mai jucăm. Să vă arăt și ce voi folosi pentru băutură. Mi-am pus aici 2 cuburi de gheață, sirop de agave, voi pune foarte puțin ca să-l fac dulce, pentru că mie îmi place ceaiul să fie dulce. Am și sirop de soc, lapte de cocos, iar aici am ceaiul de hibiscus, acesta este floarea de hibiscus, și tot ce trebuie să fac este să împreun toate aceste ingrediente și este o băutură foarte, foarte bună. Eu nu sunt o mare băutoare de ceai, foarte rar beau și nu prea îmi place tot ceaiul, toate felurile de ceai, dar băutura asta este perfectă acum pentru anotimpul acesta călduros. Days without water along the sun-soaked road. We crossed over. Am gândit să vă arăt afară cum arată băutura, pentru că în casă lumina nu mai este chiar foarte bună. În felul acesta se prezintă ea. Mi-am mai pus încă un cubuleț cu gheață, pentru că mi se părea că nu este suficient de rece. Și eu voi savura aici în grădină, jucându-mă cu Sofiuța. Da, mă rog. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, it ain't enough for two, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you.